În patria BMW-ului Oltenia avem astăzi cel mai dotat Audi A6 pe care l-am văzut, preț de nou, 118.000 de euro. Evident, mașină luată din Germania, rulată, pentru că așa se cuvine. Dar proprietarul a avut BMW-uri, nu BMW-ul, și acum a trecut la Audi. Întrebarea este de ce? Da? Nu mai lungim, sunt 0 grade afară, îl avem invitat pe domnul Automaster șef Mihai Popescu. Și nu uitați, dacă ai nevoie de o mașină pentru un weekend, un city break sau orice altceva, intră pe mașinilacheie.ro, de unde poți închiria mașini 100% online de la proprietari verificați din toată România. Sau dacă ai deja o firmă de rentăcar, vrei să scrii vânzările și să ai tot managementul firmei într-un singur loc, dă-le mesaj băieților de la Mașini la Cheie. Sunt băieți buni, aveți linkul în descriere, susțin canalul așa cum îl susțineți și voi printr-un like, share și subscribe. Hai, toți tremurăm de frig, inclusiv Bogdan acolo cu camera. Domnul Mihai, ceva pe gustul tău. Mă, bine că nu mai veni cu frundric chiar ceva. Că puteai să aduci și Audric. Audric, așa se brec. Exact. Bă, deci, aceasta... Bă, mă bucur că românii au gusturi la mașini. Și au și bani. Și asta. Și asta. Că sunt foarte mulți care au și bani și n-au gusturi. Care își cumpără? Maserati. Toyota. Lexus. Care Lexus? Volvo. Frexus. E plin București de ele. Îi se spune Frexus. Lasă-mă. Nu mai fi rău așa. Fii atent aici. Un Audi, cum rare ori vezi. Da. Deci, motorizare 5.0 TDI, adică 3.0 TDI, doar că se numește 50 TDI. 4. De câteva generații a început și Audi să se joace cu cifrele ăștia, cum n-ar trebui. Da. Dar, na, 50 vine de la plaja de putere în care e, știi, băgată. Păi, tu ai un 3.0 TDI, da? Cu putere de care? Cum adică? O 206 de cai? Păi nu. De putere de care 5.0 TDI? Că n-a existat, adică există doar 4.2 TDI. Nu. E 50, nu 5.0, știi? Păi 50 ce? 50, 30, nu știu. Păi asta ce înseamnă 50 ăla? Sunt pur și... Nu înseamnă nimic. E o strategie prin care ei pot să echivaleze puterile de la electrice și la asta. Adică, ți-ai un e-tron 50, un e-tron 55, un A650 TDI, 55 TFSI, 45, 35, 40 și așa mai departe. Păi, zici că ești la păcănele. Da. Din fericire, nu joc. Că aș foarte pierde. Bine. Aș pierde tot. Este a 5-a generație de A6? De când se numește A6? Da, după Audi 100 a fost C5, C6, C7, C8, a 4-a, mă. A 4-a, da. A 4-a, da. Ba frumos. Nu, a 5-a, sunt. Hai, eu prost. Popa, e frumos, prost. E o mașină frumoasă. Bă, este o mașină echilibrată, mie îmi plac mașinile echilibrate atunci când tot ce înseamnă proporție nu e exagerată. Știu că sunt mulți acum care vor zice, bă, ce-i bă cu grila asta de Audi, dar fiți atenți aici. Nu o să vedeți multe Audi-uri A6 din generația asta care sunt argintii cu... pachet din ăsta negru, da, care nu se numește nici Night Package, ca la Mercedes, nici Shadow Line, ca la BMW, se numește ceva cu Black Pack, ceva de gen. Da, siglă neagră, S-Line, tot ce vrei, evident că românul vrea S-Line, radare în față aici, camere, absolut tot ce vrei. Uite, aici, în al patrulea cerculeț, da, Audi, Horch, Wanderer și DKV, avem greșit. Aici... Ce? Audi, DKV, Horch și Wanderer. Mercedes. BMW, Alfa Romeo și Volvo. Da. Și când vrei să ai patru mașini într-una, îți cumperi Audi. Îți cumperi Audi. Camera de Night Vision, că mașina asta are și Night Vision. E configurată un pic ciudat, adică nu are două, trei opțiuni, cum ar fi portbagaj electric și nu are trapă, dar în rest le are pe toate. Ia joacă-te la farurile ăștia de 2000 de euro unul, hai. Poate chiar mai mult. Știi că e un far de la Hyundai Elantra cu LED 1000 de euro? Asta cât o fi? 2000, la 4. Fază scurtă, fază lungă, semnalizare. Da, așa, să mă văd, să mă uit și eu puțin. Ce? Ia joacă-te la ele un pic. Păi nu mă juca, e, uite, flash. Ce mai vrei mai mult? Impresionant, bă, popa, bă. Bă, ai ajuns mare, bă, ce să mai. Trebuie să-ți cumperi un Audi. Pe generația asta aveai mai multe tipuri de faruri. LED-uri simple, LED-uri adaptive și aici Matrix LED, funcțiile de top. Audi fiind, evident, inventatorul farurilor Matrix LED. Și acum toată lumea, inclusiv BMW, a trecut pe Matrix și a renunțat la laser. Da, oricum, niște faruri absolut demențiale. Se vede totuși că asta a fost mașină de Germania, a circulat pe autostradă. Farurile sunt un pic ciupite. Zgâriate, ciupite, whatever. Dar cu un poli și o folie le mai dregi un pic, așa. Oricum, noaptea bate... Hai și la triple. Hai și la triple, da. Am impresia că are semnalizări dinamice pe spate. Da, totul așa, cu efect 3D. Audi știe să facă lumini. Și eșapamentul? E fals. Are sunet din ala în el? Mă, nu am observat. Eu am mers cu ea pe dynamic și nu are. Pe dynamic, mi se Dar uite, vezi, aici când ai pachetul ăsta negru, nu se mai văd neapărat gurile
false. Oricum, știi ce am văzut mai devreme? Un Audi A8 cu motorul ăsta, evacuări false și ieșea fum de sub mașină. Cățevile erau îndreptate în jos, știi? Of. Asta evident nu scoate fum. Euro 6D cu AdBlue. 1000 de euro pompa de AdBlue. Lasă-mă, atenție cu ele! Piesă complet defectabilă și de înlocuit până în 200.000 de kilometri. Da, asta are două catalizatoare secere cu AdBlue. Știu. Știi? Bun, porbaga, ia să vedem, surpriza care are kit de poană. Nu mai are nimic. Și pentru că are Bang & Olufsen 4D, ăla care a fost 8.000 de euro, numai opțiunea asta. Deci asta este cod DDVB. DDVB, da. Mașina e 2019. Da. Și, evident, e și mild hybrid. Dar are, uite aici, subwooferul pentru Bang & Olufsen 4D. Știi, e băgat acolo. Bă, ce? Aici e puțină rugină. Ce mă, ăla e metalic? Da. Posibil să fi intrat apă ceva? Să fi vărsat cineva? A, e rugină superficială, nu e rugină. Are ce să ruginească la ea. Dă-o măsade. Da, nu e de aluminiu. Da. Bun. Asta e pentru fanii Dacia. Pentru fanii Dacia, da. Ia fii atent aici. Da? Asta nici măcar... Deci are soft close. La uși și n-are la porbagaj. Și n-are la porbagaj, trebuie să dai cu mâna. Știi, și nici măcar n-are chestia de aia să sugă. Că eu am mai văzut și porbagaje manuale care sugeau porbagajul după aceea. Da, fii atent aici. Da? Ai copil mic și își uită săracul mânuța aici. Stai. Lasă-ți geaca acolo, că trag eu de tine. Gata. Ți-a prins mâna. Înțelegi? Geaca, nu mâna. Ei, geaca, îți dai seama că nu mâna, știi? Jantele sunt pe 21 și proprietarul, la 1 februarie, a schimbat... Pentru că a venit la filmare la noi, să nu vă auzim cu comentarii de lea, nu știu cum, le-a pus, da. Special că vine la filmare la noi, ca să nu vină cu roțile pe 18 de iarnă, iar de aici va merge înapoi la vulcanizare să le pună înapoi. Cele de iarnă. Deci, asta înseamnă dedicație. Și mulțumim că a venit și a rupt din timpul lui să vină până aici. Fii atent. Anvelope Pirelli P0 Audi Original, jante... Îți dai seama cât costă un anvelopă la asta? E un Michelin Pilot Sport 5, pentru asta e undeva la 24 de milioane. Deci 100 de milioane ca popa, 4 cauciucuri. Care popa? Ca părintele, așa. Da. Ca tine. Discuri... Când o să dai 100 de milioane pe anvelope în vecii veci, ori dacă îți da Drăgătesc cu toți banii înapoi. Așa e. Primești discuri ventilate pe spate, mașina are suspensia pneumatică, are perne de aer și are fault. Și direcție pe puntea pe spate. Fault. Când spate. O scrie suspension fault, scrie pistolul la tâmplă, foc no. De voie. Are 88.000 de kilometri, până să facă suspension fault o vinde proprietarul, îți dai seama. Visul lui e șeptar, știi, adică a avut pătrar, cinciar, a șase și urmează șeptar dacă e ceva. Oricum, foarte rar găsești o astfel de... Lasă-mă zmorc în spate. Urcă-te în spate, unde ai perdeluțe manuale aici în... pe lateral, dar ai perdeluță electrică pe spate, știi? Dar n-ai trap. S-Line cu plafon negru. Ia, stai că te bag în memoria proprietarului, care e mai înalt. Ia. Nu uitați să vă abonați la AutoMasterChef Mai Mihai Popescu și să vă dezabonați la Mașini cu Luci Popa. Vezi că te-am auzit. Gata. Deci asta este poziția... Stai, că mă luași cu... Bună asta. Da. Este loc. Clar, o mașină de berlină de clasă mare, e loc în ea, n-are cum să nu fie loc. Piele de calitate, nu e chiar piele naturală pe toate bucățile, dar e o piele de plăcută la atingere așa. Însă, pe aici, uite, altă consolele opțiune. PlayStation s-au mutat în mașini, iar acum mai nou Honda a scos o mașină PlayStation. Mașină. Ia vezi, ai cotieră? Am. Ia, vreau să văd dacă are pachetul storage. Care costă 100 de euro în plus și vezi dacă are sub... N-are, bă! N-are pachetul storic. E 100 de euro în plus să ai suportul de pahare pe spate. Pe și bune? Pe bune. Bă, asta e farmecul lui Volkswagen. Vrei ceva? Da, vrei mai plăt... bani? Mai vrei altceva? Mai dă-ne bani, mai vrei altceva? Mai dă-ne bani. În rest, gândește-te, ai banchetă încălzită, climă pe spate, da? Climă pe 4 zone. Din asta te face așa, pac. Din asta te face așa și nu are... Suportul de pahare în spate că nu a plătit. Cine a configurat mașina 100 de euro în plus pentru chestia aia? Nu și-a dat seama, nu, că nu ca... Tu zici ce înseamnă să configurezi o mașină din asta nouă? Că te pierzi în te pierzi. Paginile alea. Nici nu știi că vrei anumite dotări. Exact. Și uite de, are ISOFIX-uri și pentru că na, s-au folosit și pentru că au capacitățile alea care se mișcă, le poți pierde. Dovadă că mașina asta nu le are și proprietarul nu are copil, adică nu... Cel puțin Bogdane, mută-te în față să arate Luci pe acolo sistemul de sunet, că e foarte mișto da. De arătat.
Dar nu intra încă, că vreau să o opresc întâi, ca să arăt. Da. Nu mă mai dau jos de aici, popa. Nu te mai dau jos, bă. Închide geam. Păi nu, asta voiam să arăt. Geam dublu. Dublu, altă opțiune pe mașina asta, da? Scaune și acum filmează Twitterele, da? Sistem Bang & Olufsen 4D, care costă 8.000 de euro în plus. Și evident, la orice Audi ai sunetul ăla de întâmpinare. Tărărăm. Hai să oprim. Așa. Dar uite, ai buton de portbagaj chiar dacă nu este electric. Scaunele S-Line Sport, full piele, cu o multitudine de reglaje. Volanul ăsta de S-Line cu piele perforată și teșit și cu aceste protuberanțe în această zonă. În rest, tot ce înseamnă buton, ecran, comenzi, le regăsești pe A6, A7, A8, Q7, Q8, e-tron, Q8 e-tron mai nou, așa mai departe. Deci, aceleași... A, și încă o chestie. Da, ăsta e plastic care imită aluminiu, aici sunt materiale moi, evident, dar se observă reflexii în acest piano black, care, unu, se zgârie și, doi, da, când conduci și bate soarele fix în ecran, în plastic, o să ai ceva reflexii. Cheia, o cheie micuță, mie îmi plac cheile astea mici de Audi, îmi plac absolut la nebunie, da, cu cheia. Ia două camere să vedem cum se vede pe afară. Ia, camerele. Astea sunt camerele, da? Și aia așa. Unghiul acesta, da? Acum îmi dai voie fiul rău. Stai, și unghiul acesta. Îmi dai voie fiul rău. Hai, ia, se vede pasatul meu în față. Ia uite. Bă, ia uite, bă. Bă, ce clar se vede. Bă, fă-mi o poză, bă. Să fac o poză? Da. Ce vreau să te întreb, din câte mașini ai mers tu? Ia zi. La câte ai mai văzut sisteme de camere atât de performante? Am mai văzut la BMW. Așa. Am mai văzut la Mercedes. Așa. Și am mai văzut la... La do, re, mi, fa, sol, la, si, Rolls la, Royce, do, Bentley. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Rolls Royce, Bentley. Și la ori. La ori. Sony, la... Panasonic, GVC, Sanyo, Ping Pong, Chaka. La Genesis. Da, la fiat. Un... Suport de cheie, da? Priză de 12V. Hai să arătăm rapid citor pe două care... Ia uite. Capitonat. Ia vezi buzunarele la uși. Buzunarele de la uși. Fiind Audi, tu ce crezi? Plastic. Plastic, da. Din păcate, dar na, trebuie să facă și ei un ban pe undeva. O trămochetă, economie, da. Da. E o chestie pe care am observat-o la mașinuța asta și dacă este un proprietar de Audi și poate să-mi dea răspunsul, că n-am avut timp să mă joc cu mașina, dacă te duci la Phone Apps, la Apple CarPlay și Android Auto, dacă ai lista de telefoane, da? Uite, Hans, da? Samsung, Hans Jürgen, iPhone Von, iPhone Von, iPhone 8, René, nu știu ce, iPhone Von Timo. Ei, dacă ai lista asta plină și nu-ți mai poți conecta telefoane în plus, cum se șterg aceste device-uri? Să-mi spuneți și voi. Ah, și încă o chestie. Vezi? Te duci la setări, te duci la display undeva, afișaje și luminozitate, te duci la MMI și feedback ecran tactil. Ei, mașina asta are feedback-ul dezactivat, adică nu mai trebuie să mai apeși, da, ca să apeși pe buton, uite, delicată, mediu și puternică, da? Astfel dezactivat. Da. Astfel dezactivat. Poți să-l folosești touchscreen pur și simplu, da? Fără să mai trebuiască să mai apeși. Și e mult mai mișto așa decât cum a intenționat Audi. Ai intenționat să aibă feedback haptic atunci când ești la volan și apeși, să ai feedback-ul ăla haptic că apeși, dar trebuie să apeși mai tare. Pentru că e mult mai simplu să apeși un touchscreen decât așa. Dacă te duci aici, poți să vezi, poți să configurezi 6 profile din astea de condus. Scaun, oglinzi, radio, climatizare și așa mai departe. Apple CarPlay, Android Auto, setări. Vreau să mergem la setări de sunet. Pentru că Bang & Olufsen ăsta are niște setări de sunet. Sunet aici, da. Înalte, bass, balance fader, subwoofer, focalizare toate, surround și sunet 3D. Da, deși mașina se numește 4D. Și adaptare volumul în funcție de ăsta. Și încă o dată, de fapt, nu, mergem la vehicul, cred că era. La vehicul sau generalități, nu. Era la home, vehicul, Audi Drive Select, evident, toate modurile de rulare și primește aici. Ia de la individual și apasă pe configurare.
Dă-i în jos. Eficient, direcție. N-are boxe de la Antobe. Ce? N-are boxe de la Antobe. N-are, la diesel nu. Cum nu? Cum da. Este opțiune, sunt. Ei, mai ții minte că la unele modele aveai butoanele aici, da? De ridicare sau de coborâre a suspensiei, da? Avem aici, dacă vrei. Deci, practic, tu poți să selectezi, să configurezi individual modul de rulare, dar suspensia o cobori și o urci de la acest buton. Știi? Acum, multă lume s-a plâns că toate arată la fel și că sunt un pic complicate. Dacă te duci aici, apeși pe scaun, de fapt, nu mai ții minte cum era chestia aia cu scaun. Oricum, dacă vrei climatizare, dai swipe și ai și feedback-ul ăsta. Dar era un meniu pe undeva pe aici, unde te ducea direct în meniul de scaune. Ia, arată perdeluța. Da? Așa, avem și head-up display, pe care o să-l arăt eu acum. Ia uite-l. Head-up display cu toate informațiile. Chiar ai o grămadă de... Ia, uite și așa îl dezactivezi. Și ce mai avem aici? Mergem aici, ăsta este meniul cent A, de scaun. Dă-i acolo la clima, dă-i pe sync. Bun, așa. Pierdem lumina, așa că hai la plimbare. Nu vrei să arate și motorul repede? Are și motor, chiar, hai. Are și motor, da. Nu avem memorie la scaunul din, din dreapta, însă, ce trebuie să țineți minte aici este că la audiurile astea noi, nu știu dacă la toate A6-urile sau doar astea cu soft close, ai deschidere electrică a ușilor, vezi? La alea care nu au, nu cred că, cred că e deschidere din aia manual. Aha. Mecanică, cum s-ar spune. Da. Trage de capotă. Bare stabilizator active pe 48V, sistem mild hybrid pe 48V, tot felul de astfel de găselnițe și nu vreau să mă gândesc ce se întâmplă dacă primești o eroare din aia pe care nu știu românii să o rezolve. Da. Da. 30 TDI Evo 2, da? Ea 897 parcă se numea, cu sistem mild hybrid, cu 3 lanțuri, da? Unul pentru pompa de ulei, unul pentru pompa de vacuum, common rail, o singură turbină și evident motorașul ăla, electric starter, generatorul care e încastat în cutia de viteze ZDF 8HP, că orice motor, orice producător care se respectă și are motor longitudinal pune ZDF 8HP pe mașină. Și încă o chestie. Treptele sunt atât de lungi încât ai 150 de km pe oră la 2000 de ture. 150. Pentru autostradă, evident. Bă, nu, nemții ăștia nu se pricep, să știi. Deci crede-mă. Nu, bă, nu, ăștia au făcut mașini în viața lor. La câte am auzit în ultimii ani, cred că nu mai trebuie cumpărat niciun fel de autoturism german. Nu trebuie. Stai puțin, hai să luăm totul altceva. Hai să luăm altfel. Nu ți se pare prea complicat totul? Ba da. Însă mă bucur că avem subansamble românești pe aceste mașini. Unde ai văzut? Ia, scrie pe undeva. Sigur. Dacă scoți capacul, găsești. Nu vreau să mă murdăresc, da? Hai. Nu vreau să mă murdăresc, lasă. Da, perne, tot ce vrei. Adică asta, măcar îți oferă, zici să știu că trebuie să plătești. Orice e în plus, trebuie să plătești. Da, măcar îți oferă. Păi și asta, clar. Vrei să știi ceva? Majoritatea mașinilor sunt configurate de către dealer. Tu intri pe configurator, acolo poți să-ți configurezi, te mai ajungi pe configurator, dar eu n-am întâlnit prea mulți oameni care să-și cumpere mașină nouă, care să-și configureze singur mașinile. Uite, băiatul cu seria 3 de la filmat ăla. Da? Da. Și-a configurat singur mașina. În limita unui buget. Firmele, da, își configurează mașinile în limita unui buget. Iar acum, că rabla pentru electrice se limitează la 75.000 de euro, vor fi mulți proprietari de electrice scumpe care își vor configura mașina până în 75.000, exact cu anumite dotări. Și o să... Dar sincer, nu mi se pare corect să statul să te subvenționeze la valorile astea. Adică, bă, tu vrei să scapi de rabla de pe șură. Adică da. Ajută oamenii obișnuiți. Comun de are 75.000 de euro să dea pe mașină, nu e un om obișnuit. Adică mașina pe care o dă nu e o rablă. Păi, zic... Dacă dă vreuna, știi? Nu. Hai să o luăm altfel. Că poți să cumperi tichete de la oameni care au rable și vor banii. Și atunci îți cumperi mașină de 75-100.000 de euro și îl scapi pe altul de rablă, știi? Tu crezi că cine are 75-100.000 de euro stă să umble după tichete? Nu stă, dar stau dealerii, pentru că așa se face. Hai să la plimbare, că nu mai avem lumină. Gata. Hai, urcă-te la volan, mai mergi tu cu mașini ca lume. Nu vrei, mă, să conduci. Mergi, mă, tu. Bine. Popa, ești gata, da? Sunt gata. Resetează consumul, hai. N-am arătat tabloul de bord, ia uite-l. Virtual cockpit. Este virtual. A treia generație de virtual cockpit. Uite, Night Vision. E desprepasat, întoarce desprepasat așa. Să-l văd și eu cum se vede noapte. Pe cum Night Vision. Ia uite, bă, uite cum arată o rablă de mașină, uite de știu. Bă, ești nebun. Asta o să rămân. Să fac screenshot la asta și îți dau. Scoate start and stop-ul. L-am găsit, era acolo. S-a plecat.
Și mai avem, evident, și view-ul ăsta, da? Deci ai un view așa sau așa. Apropo, vrei să zic un consum? Cât a venit proprietarul din Germania cu ea? Yeah. A venit cu 6.4. Știi? Uite, o lăsăm pe consumatorii de confort. În ce mod ești cu ea? Suntem în... Cred că eram în individual. Las-o pe... Nu merge pe efficiency. Nu merge mai merge. Deci la mașini din astea scumpe, eu aș scoate modul efficiency. Da, nu există așa ceva. Trebuie să arătăm că are funcție de coasting pentru cutia automată. Și numai în efficiency o are. Între 50 de km pe oră. Da. Da, numai pe efficiency sau dacă o configurezi tu pe individual. Și 160 la oră se oprește motorul. Se oprește, se scoate din viteză mașina. Bullshit. O să arătăm, o să mergem pe toate modurile. Nu e asta o problemă. Știi? Și uite cât de bine virează. Deci pe mine mă fascinează direcția spate asta, pentru că la multe mașini, inclusiv la S-Class, nu se simte natural. Asta o transformă dintr-un A6 într-un A4. Tu știi că Audi tot timpul a avut calitatea asta de a face mașini plăcute care să meargă oricine, și piticul și bunicul. Da. Vrei să o lasi pe auto sau pe confort? Las-o pe auto. O lăsăm pe auto. Și tăticul și piticul, a? Adică noi doi. Nu, bunicul și piticul. Același lucru. Uite, are și sistem, da? Dacă îi dai căciula, ți-o ia. Vezi? Uneori mă întreb dacă mai merită diferența până la 8, că la 8, într-adevăr, e mai mare, mai luxos, mai confortabil, mai așa, dar arată la fel. M-am mai urcat odată în generația asta, n-am mers cu ea. A optimizat mai bine locul din față, spațiul. Vezi? Uh-huh. Adică consola e exact unde trebuie, chiar dacă e un pic întoarsă spre șofer. E. Dar la pasagerul din dreapta chiar n-ai treabă cu... Poți piciorul stâng, au renunțat la cocoașa aia, știi, de a avea modelele vechi, uh-huh, care te nebunea aici la piciorul drept. Te vei un pic de luft la ecran aici, știi? Bă, oricum și Audi la următoarea generație să aibă ecrane tot până în dreapta. Asta e, să fim tester de telefoane. Să aduci un e-tron, că mi-ai promis. Îți aduc, chiar îți aduc. Să apară acum Q8-ul e-tron, sau Q4. Sunetul ăsta n-ai cum să-l... O, că ești în localitate, potorește-te. Păi vreau să ieși din localitate. Uite că avem un instructor care face jaloane. Cu elevul. Fii atent că e cu roțile virate, fii atent. Da. Dacă e cu roțile virate, pleacă pe direcția roților virate. Când vezi o mașină cu roțile virate, sunt prea bine să te bagi peste. Da, dar e clar că ne așteaptă. Știi? Poate poate să intre și într-o curte sau în ceva. E instructorul... Ia uite încă face slalom, jaloane. Eu n-am făcut în viața mea jaloane la școala de șoferi. Tu ai făcut? Tu ai prins poligonul? Da. Da? Am luat permis de adevăratele a popa. În ce an l-ai luat? Când tu te jucai cu aia în nisip. Da, mă. În țărână, în 1998. 98, ok. Și stai că mi-a luat în 92 după ce m-a făcut pe mine. Și aș putea să-ți fiu bunic. Ai putea. Nu-ți las nimic oricum. Știu că nu-mi lași. Uite ce se uită. Ce se uită. Oricum este mișto că ai găsit un exemplar berlină, nu break. M-a găsit el pe mine. Și asta. Da, uite, de exemplu, la cup holder nu-mi place că nu intră telefonul Samsung. Ei, și tu acum, cup holder-ul e pentru cap. La Volkswagen intră. Și asta ce e? Un Volkswagen mai scump. Păi de ce au micșora cutiile astea cup holder-ele? Ia spune și mie. Și încă o chestie. La Audi există cup holder-e încălzite și răcite? Ca la BMW-ul? N-am văzut nici pe 8, dar... Mi se pare că nu există. Da, nici pe Bentley n-am văzut. Sau poate la Bentley, dar nu mi-aduc aminte. Nu, nici pe 8. Și 8-ul era fulfuleanu, fulfulescu. De-aia trebuie să-ți iei X6. Lasă-vă că nu... Ți-ai un termos. Am un termos cu Red Bull Racing. E pernă de aia de la Dacia UK. Aha. Bă, eu vreau una din aia. Dacia UK sau pernă de aia? Pernă. Îmi pare rău, dar să te anunț, dar eu voi face primul rost de pernă din aia cu mult înaintata. Și eu am prieteni în Anglia. Nu, mi-am trimite direct producătorul. E, producătorul. Bogdane, o mixez aici, bagi un râs din ăla peste ea. De la de Matli, știi? Da. Că tot te zice ție lumea că râs ca Matli. Bă, uite și cu jante de 21 de aici, asta înseamnă pernă, da? Uite unul, generația trecută configura frumos. Mașina cu suspensie pe pernă este cu totul altceva decât orice fel de suspensie mecanică. Și asta are jante de 21, deci... Indiferent ce tipuri de arcuri, amortizoare ar avea, da, nu poate egala nici confortul, nici siguranța și felul în care simți mașina, atât ca șofer, ca pasager, la o mașină cu perne. Dar și perne și direcție pe spate nu sunt multe A6-uri care să le aibă pe amândouă. S-ar putea să fie împreună. Știi, nu sunt împreună, sunt separat. Poate să vină una fără cealaltă? Da, poate să vină una fără cealaltă. Și poate să vină, exact, poate să vină una fără cealaltă, oricare din ele. Asta e mișto, că le are pe amândouă. Asta e configurație aproape
Și că nici mașinile de presă nu sunt așa de bine configurate. Ai văzut Q8-ul ăla mai... Troacă la, nu mai troacă, hai că era... Eu te-l păsta. Bă, unde te duci? Da, așa e. Bă, ce faci, bă, popa, bă, ce viraje faci. Bă, mă, nu mai știi drumul pe aici. Dacă vin rar... Bun, lasă-mă să o pun pe Dynamic, mă lasă. Pune-mă ce vrei tu. Așa, se știe, da? Dynamic. Și acum, suspensia e automat pe sport și acum e automat pe manual. Mașina asta, orice ai face, n-ai cum să mă speri. N-am cum? Nu. Nu, popa, pentru că mi-am propus să mă sperii doar la mine pe canal. A, nu te mai sperii. Ca să-ți mai scadă vizualizările. A, super. Deci pot să merg. Vezi că ai rost de vară, apropo. Rost de vară, dar asfaltul e uscat. Știi că nu mai subvirează mașinile Audi cum subvirau pe vremuri. Pe veci. Au început să subvireze BMW-urile, asta e trist. Da. În ce era trăim? Dar i4-ul ăla subvira? Nu, că nu era i4, era 435. Nu vreau să spun pe clip la tine. Aaa, ce zici? Ce ai, băi, de la ce fel ca și X6-le. Identic. Wow. Deci cine a spus stă că bine. E 90-ul? Stă bine, stă bine. Bă, cine bine. A spus că e 90-ul, e ultimul BMW? Dar de, Audi A6 e ultimul BMW. Nu. BMW care se conduce de adevăratele ca o mașină cu tine spatele, așa, așa este. E. Restul sunt mașini frumoase, confortabile, dotate, rapide, dar nu, care nu mai pot fi pilotate. Da. Uite, o să prind eu un M3 de ăsta nou acum, e manual, o să curios dacă ăla e așa. E, și cum a fost tura? Am zis eu ceva. N-ai zis nimic. Uite. Gata, nu te mai chem la film. Nu te mai sperii, nu te mai chem la film. Opa, ca să mă sperii, de să mă mituiești. Îți dau o pizza. A ce, bă, tu ești om ușor coruptibil? Ce n-ai, bă? Nu, dar mi-au zis atât de mult. Bă, și mai zice comentatorii la tine acolo. Nu știu de unde i-ai găsit. De ce nu-i blochezi? Am blocat o grămadă. Oricum, n-ai cum să fii coruptibil, n-ai cum să imită că nu ești funcționar public. Adică tu nu oferi niciun serviciu din ăsta public, astfel încât... Uite, Audi Presence, m-a văzut. Bă. Mai devreme mi-a frânat cu spatele, poate să-ți frâneze cu fața. Și pasatul meu spune chestia asta, vede, că faci manevră. Vede, nu te fac asta. Acum toate. Nu ne mai enervează că faci așa. Pe asta nu poți să o scoți. Îți vede și mașina din lateral, îți vede toate. Blind spot-ul, culmea, l-au lăsat încă pe carcasa oglinzii, l-au lăsat pe oglindă. 2000 de lei o oglindă de asta. Lejer. Da. Dacă vrei cu tot cu LED semnalizare și blind spot și toate cele, da. Eu sunt curios... Care au fost rezolvările în service pentru astfel de chestii, știi? Adică cât de repede s-au luat, cât de repede s-au reparat piesele, cât de repede au venit, cum s-au montat, dacă mașina a rămas întreagă, știi? Chestii de genul ăsta. Uite și tu, are cuplu tot timpul, unde vrei. Schimbi treapta, cuplu în continuare. Ăsta chiar că e un monstru. Un 3.0 TDI normal, bine, mai e varianta de 231 de cai și acum din 2022 au pus 245 de cai pe varianta aia de 45 TDI. Dar să ajungă un 3.0 TDI banal, să tragă atât de bine, nu mai vorbim de S6 care e tot diesel, știi? Deci fii atent, să spun o chestie. Tot 3.000. Într-un drum Craiova-Sepeș și făcut cu foarte multe mașini, da. Cu mașina lui Robert am fost cu o jumătate de oră mai rapizi. Păi da, și Robert. La 300 de kilometri. Pe oră? 10, nu, 300 de kilometri distanță. Dă-ți seama că am câștigat 10 minute la fiecare 100 de kilometri. Da. Culmea, nu ne-am... Într-adevăr, e o diferență uriașă de putere. Dar e vorba de faptul că Audi este stabil în viraj. Și dacă cu un Volkswagen, cu un Ford, Renault, ce vrei tu, Opel, pierzi pe viraje, cu Audi nu. Și acei 5 km pe oră în plus, 10 la fiecare viraj, pe distanță mare, faci, scați timp. Că așa secret... câștigam eu cu BMW. Exact, secretul oricărei competiții... auto, câștigării este viteza mare de intrare și de ieșire din viraje. Viraje, da. Și pe frânare, neapărat pe linia dreaptă. Da, dar de frânare la zero nu frânezi atât de mult pe drumurile din România. Uite pe pietrișul ăsta, vezi? Doamne, că mașina asta e liniște, nu ai ce să-i reproșezi. De fapt, știi ce poți să reproșezi la mașina asta? Când va fi bătrână, așa, peste 10 ani și va avea kilometri, va fi foarte greu de reparat și nu știu dacă neapărat costisitor, pentru că vor exista și atunci Dez, Pung Roș și așa mai departe. Dar va fi complicat de reparat. Vrei să conduci la vale sus sau aici? Hai mă, mergi tu, că nu mă mai dau jos. Bine. Om trăi și om vedea, vorba aia. Știi bancul ăla cu...
un bogat om sărac. Apare filmul, un bogat om sărac. În Rusia se numește om sărac, om sărac. Cum se numește în România? Nu știu. Om trăi și om vede. Bun, hai să o lăsăm un pic pe auto. Nu, deci mănâncă pământul. Mănâncă pământul. Și nu e mare diferență între asta și S6, să știi. Diferența între asta și S6 se simte la confort. Cu jante pe 21, mașina asta să fie atât de bună și de silențioasă. E altceva. Într-adevăr, acum, ca toată lumea se plânge de BMW-uri că arată infotainmentul la fel, la Audi chiar că e la fel, adică ecranul pus la fel, virtual cockpit-ul la fel. Niciun fel, două, trei butoane, unul de volum și atât, aș de porni mașina. Da, are butonul de sisteme de asistență aici, dacă vrei să configurezi sistemele de asistență. Uite, configurează individual și vezi câte are, da? Aoleu, asistent. Oricum, mașina asta, soră de platformă cu... Uite, asta, Bruno. Cu Urus, cu Bentayga, cu A8, cu Q7, cu Touareg, cu A6, da, cu A5, cu A4. Cu Imperiul Volkswagen, de pe care este atât de blamat de unii dintre colegii tăi de preastă, care cântă la tot felul de trompete și mai știu eu ce, fără să vadă realitatea. Lasă-o mai încet totul. Ia uite, mă, spus, stai, pup, pup, pup. Ia uite, mă, zic că nu zic. Bă, dar e fantastic când vrei să virezi un pic mai tare și mașina simte chestia asta și se virajul strânge, tu virezi mai mult ca așa și imediat puntea spate virează. Acum, ca să fiu hater cu toate celelalte mărci, bă, de ce nu fac, mă, și alții mașini ca astea? Alții din alte părți ale lumii. Bă, de ce nu fac? De ce nu fac americanii? Cum se numea astea? Mărcile lor de lux. Eu mă uit pe YouTube la americani. Cum îi zice, mă? Cadillac. Cadillac, bravo. Buick. Bă, nu fac la nivelul ăsta tehnologic, nu face nimeni. Oare de ce? Au început să ajungă din urmă, dacă da, a venit Musk și le-a stins lumina. Da, bine, că Teslele nu sunt, n-au atât de multe funcții cât au... Deci, îți spun o chestie, pe un drum virajat de România, da, o Tesla nu poate să bată mașina asta. Nu. Nu, pentru că Tesla nu ai control pe puterea aia. Nu ai controlul pe care mașina asta ți-l dă. Așa, hai să vorbim un pic despre poziția la volan. În ultimele generații de Audi n-am avut nicio problemă cu asta. În schimb, față de generația trecută, au greșit un pic volanul, l-au îngreșat puțin și aici nu mai stai bine cu degetele. Poți să stai pe padele, padelele tot plastic, doar pe la Land Rover, Range Rover, dacă vrei opțional, poți să iei niște padele metalice și le-a plătești câteva, 200 de euro în plus pentru niște padele metalice. Cam astea ar fi defectele. Schimbătorul, mie nu pot să spun că îmi place, dar stai liniștit așa cu mâna pe el, e ergonomic dacă vrei să stai, dacă vrei să-l manevrezi. Manualul mai există pe mașina asta? Nu. No. Nici pe asta? Nici pe asta, cum adică? Never. Unde pe A4 mai există. Pe A4, da. Adică. Dar în curând s-ar putea ca nici acolo. Ai văzut că la seria 3 au renunțat. Am văzut. Nu mai am cuvinte, să nu mai tu la 3 pedale. Mai ales la seria 3. Bă, da, înțeleg, sunt mișto cutiile astea automate moderne. Sunt fratele mașinii astea mai vechi. Generații. Adică sunt mișto automatele astea moderne. Sunt cum vrei tu. Bă, dar să nu faci tu nici... Bă, vreau să-mi o cumpăr eu manual. Vreau eu să merg cu ea manual. Păi doar tu. Lasă că mai sunt și alții. Nu te zic, ni le bage pe gât așa. Dacă... Bă, luați numai automate. Luați automate. Dacă erau... Se plafonează un pic motorul după 4.000. Dar e normal, e diesel. E normal că n-au cumpărat destui. Adică și la Porsche au renunțat la un moment dat și au revenit. La manuală pe GT-uri, știi? Uh-huh. E complicat. Știi care este ce este de criticat la 3000 de la Audi Volkswagen? Toate generațiile nu au lungimea în ture ca M57, N57 de la BMW. Motorul de la BMW cu 6 în linie este net superior. Are ceva ăla de mai echilibrat. De asta duce altfel în ture, știi? Ăsta, după ce trece de 4000, se plafonează și trebuie să schimbi, știi? Are you ready, sir? Dar unde e asta? Asta fiind cine? E o replică cu Are you ready, sir? Nu, your phone is ready. E unul pe care plecat de spate un pic? Nu, mă, nu, virează puntea spate și la viteze mari ai impresia că fuge de spate, dar ea doar virează, știi, ai. Ok, intri într-un golf. În golful persic. Da, îmi place. N-are cum să se mai ieftinească vreo 10 ani. N-are cum să nu îți placă.
ce, care e avantajul acestor mașini? Mai mult decât orice, orice Audi de la A6 în sus. Bă, dacă vrei să mergi liniștit cu ea, uite ce-i dă meriva aia. Uite, nu poți să ții pasul cu ea. Uite ce bine. Cred că se ridică pe o roată meriva asta. Ai văzut? Da. O, Gigele, unde te duci? Uite, are și antenă de stație, este vitezomat. Cârlic de remorcare? Tot ce vrei. Da. Se simte, se simte. Ei, dacă vrei să mergi liniștit cu ele, da. Bă, parcă mergi mai liniștit cu asta decât cu un BMW. Chiar clar. Cu un Mercedes. Cumva, bine, pe lângă faptul că interioarele sunt mai de calitate, față de Mercedes, da, față de Mercedes, da, față de BMW, nu chiar la. Eu aș zice că asamblarea... Uite-te atent aici, uite-te atent aici. Ce? La BMW nu ai... Cât de, nu știu cât de bun iPhone-ul ăsta al tău, că nu e bun. E dar foarte bun. Sunt unele lucruri care la Audi... Adică Audi are calitatea asamblării foarte bună, dar n-are, undeva la materiale face niște chestii care BMW e un pic peste. Adică trebuie să ai ochiul așa foarte critic și să fii foarte atent la ele, ca să găsești lucrurile alea, știi? Da. Bă, n-am zis, 286 de cai putere, aproape 300, 620 Nm. 100 dacă vrei să pleci de pe loc, 5.2 secunde. Pe motorină? Pe motorină. Nu, 5.5 secunde, nu 5.2, 5.5, 250 de cai. Destul de rapidă. Adică, totuși, sub 6 secunde, la sub 300 de cai și pe dita mai mașina mare? Sub 300 de cai, sub 6 secunde. Cam greu de făcut lucrurile astea, știi? Ajută integrala. 4 cu torsion, te ajută. Te ajută. Da. Cât avea E90 330 manuală 0-100? 6,5. Da, eu așa știu minte. Era spate. Păi da, era de cât jumate din asta. Da, dar păi, dacă iei un... Adică 50 de cai în plus, dimensiune mai mare și o bate cu o secundă în jos, e ceva progres. Dacă iei un 330 F30 X-Drive, e tot pe acolo, știi, e... Depinde. Dar bine, și seria 5-ul, dacă iei cu motorizarea, că și pe ăla au pus 286 de cai acum, tot pe acolo ar fi undeva, știi? Dar oricum, sistemul de tracțiune integrală 4 te ajută mai mult, că de asta e ce tracțiune, da? Dar mașina nu e mai stabilă, e pur și simplu te ajută pe tracțiune și la ieșirile din viraj, dacă ai și modul ăsta de... Ia ghici, cupeul ăla cum întoarce aici? Care cupeul? De mai mai devreme, bagă-te în dreapta mai mult. Prost! Exact, la limit, da. Ca și X6. Eu, nu, asta o să întoarcă, asta întoarce cu mult. Fără probleme, deci fii atent aici. Asta zici că e Matiz. Uite și tu. Uite, popa, uite-te aici. Aproape n-am nevoie de bandă. Bă, cât mai e până la... Da. O, Audi, ești tare. Pe bune, e tare. Ce vrei să faci? De ce am pe avarie? 100. Deci trage, simți cuplu, dar nu e violent. Asta încerc să spun, că e o mașină care e exact ca filmul ăla nemțesc, Autobahn Razor. Deci dacă n-ați văzut-o, e o comedie germană, te pici pe tine de râs, pentru că e absolut nimic realist. Se întrec unii pe autostradă și câștigă smartul. Comedie germană. Și exact, asta e o mașină, e o Autobahn Razor. Asta e să mergi cu ea la 200-250 pe autostradă, pe autoban, cu consum mic, cu putere mare, cu Bang & Olufsen, să asculti ce treacu ascultă nemții. Tokyo Hotel și Auto Rammstein. Automeister Chef by Mihai Popescu, se uită pe YouTube. Automeister Schaffen, sau cum e? Da. Meister Schaff e campionat, deci ceva pe acolo. Autowagen Master Shark. Așa, așa, ceva. Bag, bag, bag. Auto Top Nele. Auto Top Râu. Și uite, hai și acum, că tot, da, ne jucarăm cu ea pe Dynamic, mersărăm pe auto. Hai, mă. Bă, mă, mâncaș cu ele Efficiency, nu se merge cu mașinile pe Efficiency. Nu se merge, pentru că uite, îi treci toate sistemele, îi treci turbina într-un mod în care nu trebuie injecția și așa mai departe. Bă, eu zic că nu e chiar așa. Bă, zic că ele sunt gândite. Nu, să da, sunt gândite să strice. Da, dacă mergi pe auto, uite, și îți spune acum, da, când să iei piciorul de pe accelerație, spune pe head-up display, ca să merge eficient. Zice, în alte mașini, mult mai violente. Asta înseamnă pernă. Da. Da, și uite, dacă și eram pe arcuri cu roțile ăștia, știi cum erai? Alt cumva.
Dar uite, vezi, știe că mașina este în pantă și îți dă frână de motor. Da. 43 și în coborâre, vezi? 42 și în coborâre. Știe, știe fraiera, nu e chiar așa. Cam place un Audi de ăsta. Mie mereu mi-a plăcut Audiurile pe care le-am testat. Dar aceeași poveste, mega eficiente, dar tot așa un pic lipsite de suflet, un pic. Și mie îmi place să merg cu ele pe efficiency. Gândește-te, România, Germania cu asta, 300 de cai, Bang & Olufsen și ce mai vrei pe ea, 6.4 consum. Păi zi-mi tu mie că nu merită. Adică cu Logan nu consum mai mult. Păi nu, asta e o chestie care eu încă nu știu să mi-o explic fizic sau științific. De ce motoarele cu putere mare și cilindrie mare, pe motorină, atenție, scot consumuri apropiate de cele cu cilindrie mai mică, indiferent că sunt montate pe mașină de gabarit mai mare sau pe gabarit scăzut? Pentru că randamentul unui diesel este oricum ridicat. Și așa, pentru că mașina, având un motor mare, nu se chinuie, da? Nu trebuie să-l supra-supra-le alimentezi. Și atunci de ce toată lumea ne cântă povestea aia? Luați-vă cu motoare mici pe benzină, ca să facem ce cu ele? Ca să mergem la testele de emisii și să scoatem rezultate bune. Păi și asta cât are CO2 după tine mașina asta? Eu zic că are 156 CO2 mașina asta. 156 vine consum de 6. Asta are, nu, are mai puțin, are 140 și ceva. Și o benzină de 100 de cai de 1 litru, cât are CO2? CO2-ul are 120 pe acolo. Bun. Da, dar nu contează, pentru că e vorba de testele de emisii. E vorba de testele. Un diesel din ăsta l-a mers liniștit. Să mergi cu el, uite, pe efficiency la 1200 de rotații pe minut, motorul ăsta nu e subturat. Am trecut între a 6 la 1000. Motorul ăsta nu e subturat, pentru că odată e echilibrat, are cuplu și nu se chinuie să rămână pornit și să și tragă după el. De asta motoarele de tiruri, da, merg la turații joase și acolo au și plaja lor de eficiență și au și cuplu. Da. Văd că nu te-am scris să-și bine. Hai mă, lasă-l pe ăsta cu eficiență. Hai, boss. Să trăiești. În schimb, modurile de condus iar se schimbă start-stop-ul. Da, se dezactivează. Da, nu contează. Ai văzut? Și pentru că are sistemul ăla de 48V, când pornește, pornește mult mai, mult mai lin. Mult, mult mai lin. E foarte ușor să zici, bă, stai bă, că nu poți să compari silențiozitatea unui electrice și răspunsul unei electrice și așa mai departe. Bă, da, dar nu poți să pleci din România în Germania cu electrică. Poți? Decât dacă îți planifici foarte bine călătoria, din 500 în 500 de kilometri să oprești. Ceea ce, scuză-mă, dacă mergem amândoi, noi plecăm acum și mâine după masă suntem în Germania. Fără să mai planific. Oprim unde vrei tu să dai să mâncăm. Dacă și cum tu nu vei vrea să dai nimic de mâncare, nu vom mânca. Și ajungem din prima. Nu vrei să încercăm chestia asta? Mergi eu cu electrică, mergi tu cu un dieselache. Da. Și vedem. Și cine plătește? Cum adică? Fac eu rost de sponsorizare. Fui, perfect, merg cu oameni. Bine. Păi ce că... Păi eu mă duc și mă și întorc și tu nici n-ajungi. Păi chit că tai curentul pe unde te oprești noaptea să încarci. Eu am făcut traseul ăsta, România, Germania și retur, în 48 de ore. Dar conducând 29 de ore eu și restul... Păi o mașină termică. Un 320 de. Nu contează, orice mașină, că în afară mergi cu 140 și cu loc, nu cu loc, nu, cu făceam așa, mașină. 1000 de kilometri, alimentare, toaletă. 1000 de kilometri, alimentare, toaletă. Și cu electrica cum faci? 500 de kilometri, culcare, alimentare, sculare. Da, oricum, nu sunt mulți șoferi care să facă 1000 de kilometri în continuu. Chiar și pe autostradă, chiar și cu pilot, chiar și cu ce vrei tu. Bă, sunt de apreciat cei care fac 1000 de kilometri pe zi în România. Aici este aventura și nu pe Craiova, da. Constanța. Pe Craiova Botoșan, tati. Că taie toată România în două. Sau tu și te numești șofer. Bă, uite, nu auzi motorul. Nu, nu auzi, că nu, mai e acolo în față, negru, cum era? Ce culoare era? Negru parcă fost, nu? Motorul. Dă-le blițul ăsta. E, dracu. Mai am și numere de Germania, știi? Stai, nu te băga. A, mă lasă. Știu ce înseamnă șofer de Audi. Da. Da. Gri cu grilă neagră. Deci, n-ai cum, deci închizi ochii, turezi un pic un 30 TDI și îl recunoști dintr-o mie. Îl recunoști dintr-o mie, n-ai cum. Să știi că are un sunet parcă ceva mai frumos decât un 6 în linie diesel de la BMW, diesel, nu benzină, atenție. Părerea mea. Nu. No. Ăla are sunetul lui.
Părerea mea, cum mie îmi place mai mult. Cum l-au făcut, cum nu l-au făcut. Dar toate generațiile astea Euro 6 și ce vine de acum înainte sunt mega, mega complicate. Da. Și automat ceva ce ne-am obișnuit de mult cu fiabilitatea unor produse din astea nu mai poate fi obținută datorită complexității care o au. Dacă motorul ăsta nu era gătuit de normele de emisii, da? Da. Dezvolta 350 de cai putere și consuma cu jumătate de litru. Nu numai asta e problema. Problema este cu sistemele de răcire, cu pompele auxiliare, cu engi pe mine. Păi nu, asta zic, dacă avea țavă goală. Nu de eșapa, nu vorbim de EGR-uri și astea, de partea de răcire. Pentru că acolo când vor îmbătrâni toate componentele alea, vei avea mari probleme. Pentru că se vor sparge sau vor deteriora mecanic și vei pierde lichidul de răcire. Și vei avea Audi pe dreapta. Păi, gândește-te că un A4 obișnuit are 8 sau 9 racorduri din astea de plastic, două pompe și două electrovalve. Un A4, dar asta. Asta cred că are 8. Îți dai seama ce înseamnă? 8 piese electronice care controlează sistemul de răcire. 8 plus conexiuni. Da, nu știu care e durata lor de viață. Finită! 200.000 de kilometri sau 8 ani. Nu știu ce să zic. Dacă cine, nu știu de unde, sursa cât de reală este, dar am auzit că motorul 1.0 TC de la Dacia e făcut să reziste 250.000 de kilometri. Ăsta e clar că e făcut să reziste un pic păi, mai mult. Atenție, motorul în sine sau subansamblele de pe el? Că alea sunt trecute da, la subansamble. Da, subansamble. Motorul și în sine nu de regimul niciodată. De mers, că dacă faci 250.000 de kilometri în București, bară la bară, zi de zi, ai terminat-o. Orice mașină. Orice mașină, dar cu atât mai mult un diesel din ăsta complicat. Știu. Dar totuși uite ce rafinat e. Traca, diesel. Unde ți-e? Asta că nu ești cu mașina, veni cu doar cu asta. Veni cu asta. Adică mai ești cu vreo de aia de-a ta, vreo trâncării de aia. Alea sunt bune de București, bă, că nu te parchezi unde vrei, ți le zgârie, ți le asta, n-ai niciun stres. Apropo, e fiesta de vânzare, dacă... Ce vrei pe ea, un telefon? Tragi aici de poză. O trag. Una peste alta. Și acum, spune-mi tu mie, vine Xulescu cu una din aia cheală. Am una din astea mai cheală. Arată aproape la fel. Bine, lasă jantele, achetul S-Line, grila neagră și mai departe. Dar arată aproape la fel. Zice omul, am A6. Înțelegi? Păi vii tu cu asta? Tu știi că văzute de la etajul 3, ele arată la fel. Îți cumperi de, de câți bani ai? Sunt curios dacă la faruri full matrix LED și mai există ceva basic. LED adaptive. Deci și standardul nu, de bază. LED adaptiv și matrix. Dar știi că noi am filmat una A6 de la de ți-a plăcut ție mult. C7? Da, la Denis a recomandat domnule full fuleanu și el era trocoleanu. Da, ai chestia că nu nu cunoști, nu știu de pricepe la mașini, zic că bă, în afară de piele sau avea piele? Da, avea. Și aer condiționat. În afară de nu știu ce, are toate. Da, nu. Mi-aduc aminte. Da, hai, bagă un consum. 7. 7. Mhm. 6-8. Hai să vedem. Yeah. Are you ready? Și mi-e frică acum, chiar mi-e frică. 8-2. Nu, ăsta e termen lung. 11-2. 11-2. Popa, nu ești bun să conduci Audi. Nu știi să mergi cu ele. Ți-am mai spus, ia tracă de aia de mergi tu cu ele. Nu. Dacă nu îi dădeam, hai că i-am dat, adică nu. 46 de km viteza medie. De obicei avem 44-45, aceeași viteză. 29 de minute același timp, 22,3 km, aceeași distanță, aia nu putem să o modificăm. Aia nu putem să o modificăm. Dar, suntem 4 oameni în mașină, mașina are 2 tone și ceva și are și 300 de cai și am și omorât-o. Și roțile mari. Și roțile mari, să știi. Dar, dacă... Bine, am mers cu ea pe Dynamic, pe whatever. Dacă mergeam pe Efficiency cu ea, îți arătam că scoteam 7 lejer. Mai facem o dată testul ăsta, zare că scoteam 7. Trebuie să merg eu cu ea, dar mergem în alt episod. Hai, spune poezia acum. Spunem poezia, da. Lui Mihai sună telefonul. Îl sună... Cine te sună? Un prieten al meu, Fred. Un prieten al lui Fred. Da. Mulțumim că v-ați uitat la noi la încă un episod. Acum trebuie să facem poza de thumbnail repede. Deci abonați-vă la ambele canale, Mașini cu Luci Popa, Automaster și Epa Mihai Popescu. Prin abonare, prin like-uri, prin share-uri, susțineți canalele preferate. Nu trebuie să dați vreun ban sau ceva. Ne ajută foarte mult în procesul acesta de creștere. Că se vede că eu sunt micuț așa. Mihai e destul de mare. Adică el... Am mers cu Audi mai mult. Am mers cu Audi mai mult. Da. Mulțumim mașinilacheie.ro. Ne vedem în comentarii.
Dacă nu blochezi hateria de mă înjură la tine pe comentarii. Da, mă, da. I-am tot blocat. Am tot blocat din ei. Mai e unul care trebuie. De fapt, doi. Hai că vedem. Ne vedem data viitoare. Hai, pa, pa. Gata, bye, bye.